Microbuzul actual are mulți kilometri făcuți până acum, acesta efectuând mai multe curse pe zi, deoarece nu pot fi transportați mai mult de 15 elevi odată. Primarul Dumitru Ion Popescu spune că este nevoie de un nou microbuz școlar. Aș vrea să vă întreb în ceea ce privește unitățile de învățământ. Ce intenționați să faceți anul acesta? Instalații pus la punct și școala de aici, din centrul comunei? Am avut câteva discuții cu domnul director de la școala noastră Drăguțești. O problemă de care ne izbim foarte mult este acea problemă transportul copiilor. Vreau ca, virgulă, copiii din Comuna Drăguță să fie transportați în siguranță. Microbuzele deja, unul dintre microbuze deja și-a depășit numărul de kilometri. Încercăm anul acesta să facem o achiziție de un autobuz mai mare să putem să transportăm copiii la școală în siguranță. Edilul spune că a investit foarte mult în unitățile de învățământ din satele componente, iar anul acesta chiar își dorește să achiziționeze un microbuz școlar nou. Nu îmi doresc să închidă școala de la Urechești. Să fie clar și le spun tuturor, voi lupta pentru acea școală, este o școală în care s-au investit foarte mulți bani și o școală pe care o iubesc. E o școală pe care am găsit-o în Mucegai. Mirosea mucegai când intrai înăuntru. Da, știm, iar acum este făcută după normele europene, unde învață aproape 40 de copii.